Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Așa am cântat, așa este drept să aducem slavă lui Dumnezeu. Stăm înaintea Lui și studiul care urmează, intitulat Întrebări pentru inimă, ne pune cu atât mai mult în fața lui Dumnezeu. În Cartea 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7, este un cuvânt rostit de Domnul, de care vreau să ținem cont pe tot parcursul acestui material, pentru a ști că suntem înaintea Lui, ne vede și va trebui să dăm socoteală de ceea ce facem. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Adică noi putem să observăm pe baza simțurilor noastre. Și atât. Dar Domnul se uită la inimă. Pentru că El vede mai mult decât putem noi să percepem. Și Solomon înțeleptul spunea rugăciunea sa, cartea unui împărat, citesc din capitolul 8, versetul 39, partea a doua, adresându-se Domnului, vorbind despre El, Tu care cunoști inima fiecăruia, și face o precizare absolută, căci numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Noi oamenii nu ne cunoaștem în mod absolut uneori nici inima noastră, pentru că e nespus de rea și înșelătoare. Ceilalți, cu atât mai puțin, cine cunoaște gândurile omului afară de Duhul omului, spunea Pavel în Corinteni 2. Dar Dumnezeu cunoaște și încă în mod absolut, chiar cu anticipație, tot ceea ce este în interiorul nostru. De aceea aceste întrebări pentru inimă putem considera că ne sunt adresate de Domnul, Cel care știe răspunsul și vrea să vadă dacă suntem și noi curați sau măcar dacă dorim să ne pocăim și în ceea ce nu suntem bine, să rugăm pe Domnul și să ne dăm toate silințele ca să fim. Amin? Astăzi, lecția întâi. Prima întrebare. Ai conștiința curată? Conștiința sau cuget, după terminologia din traducerea noastră obișnuită, este o entitate funcțională a Duhului omului, ce poate fi identificată de orice om, chiar fără educație religioasă. Și glasul conștiinței se aude în viața aceasta și se va reauzi în ziua judecății. Spune Scriptura într-un text de referință, Romani, capitolul 2, despre conștiință, despre cuget, cum vreți să-l numiți sau să o numiți. Citeți de la versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege, își sunt singur lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cugetul aprobă sau dezaprobă acțiunile noastre în funcție de ceea ce cunoaștem. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Cele ce țin de inimă, de substratul trăirilor noastre. Studiul conștiinței este un subiect de control permanent. De aceea este indicat să fim foarte atenți și sinceri pe parcursul acestor lecțiuni, pentru că mă întorc la Vechiul Testament, are David un cuvânt frumos în cartea 1 Cronici, capitolul 28, o învățătură pentru fiul său. Versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Și ascultați, căci Domnul cercetează toate inimile, mai mult, sau mai profund vorbind, și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Și întorc o pagină, 29 cu 17.
Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima. Deci Dumnezeu obișnuiește să sondeze ceea ce este în interiorul nostru. Și că iubești curăția de inimă, sinceritatea, conștiința curată. Așadar, fie cuvântul lui Dumnezeu din acest studiu, cum scrie în Evrei 4:12, viu și lucrător. Domnul să ne cerceteze și chiar mai mult să ne transforme. Și în final să putem fi, așa cum spunea Apostolul Pavel în epistola sa de apărare, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12, lauda noastră, cea pe care nu trebuie să o afișăm public, dar e cea care ne aduce cea mai mare satisfacție. De exemplu, un elev poate să ia o notă bună, dar poate n-a luat pe drept, poate a fost o întrebare ușoară, s-a întâmplat, i-a căzut tocmai ce știa el și poate să fie lăudat de alții pentru nota aceea, dar el poate fi mustrat în același timp în conștiință pentru neatenția lui de la oră, pentru faptul că altul a știut mai bine și a luat o notă mai mică. Lauda cea adevărată se aude înăuntru nostru și este binevenită. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru. Că ne-am purtat în lume cu cei de afară și mai ales față de voi, cu cei din interior, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă! Într-o primă parte a lecției noastre voi prezenta câteva definiții ale conștiinței, felul în care ea a fost înțeleasă de cei care s-au preocupat cu acest subiect și vom observa cum lucrează conștiința. Iar într-o a doua parte vom observa cum poți obține și apoi păstra o conștiință curată. Deci mai întâi, cu alte cuvinte, ce este conștiința și în al doilea rând, dacă avem o conștiință curată. Potrivit dicționarul explicativ al limbii române, adică ceea ce sună în mod normal în românește, prin cuvântul conștiință, e un sentiment al responsabilității morale față de propria conduită, un simț de răspundere. E capacitatea de autocontrol și autoapreciere din punct de vedere moral al acțiunilor săvârșite. Iată și câteva definiții ce mi s-au părut interesante și verificați fiecare pentru sine. Conștiința este ceea ce suferă atunci când toate celelalte părți ale tale se simt atât de bine. De exemplu, un copil ia o prăjitură despre care mama i-a spus în oia și în timp ce se simte bine așa în ceruguri, gustând, conștiința e singura care suferă. Cineva privește într-un mod imoral, parcă simte o patimă dezvoltată de o plăcere, dar conștiința îi răsună în celălalt sens și așa mai departe. Conștiința, într-o altă definiție, este vocea interioară ce ne avertizează că cineva se uită la noi. E acea senzație de a privi într-o parte sau alta, cine mă vede sau cine aude, e cineva care vede și aude. O altă definiție, conștiința este lumina inteligenței pentru a distinge binele de rău, cea care face selecția și aprobă sau dezaprobă. Într-o altă definiție, conștiința este oglinda sufletelor noastre, care înfățișează greșelile din viețile noastre în forma lor completă. Alții ne pot face observații și ne pot băga de vină, dar nu cunosc întru totul realitatea. Noi putem să ne scuzăm, e cotă parte, dar, repet, conștiința e oglinda și reflectă greșelile noastre în forma lor completă. Sau, într-o definire mai simplă, conștiința este glasul lui Dumnezeu sau legii sale în om.
Se spune că un împărat avea 4 soții, diferite una de alta. Prima era foarte inteligentă și o lua peste tot la convorbiri, la stabilirea unor tratate, la negocieri. O a doua era foarte frumoasă și era prezentă la serbări, la diferite acțiuni expozitive. O a treia era tare miloasă, bună la suflet. Aceasta era mereu prezentă lângă el atunci când cineva îl întrista sau când nu se simțea bine cu sănătate. Și o a patra se spune că era foarte dreaptă și exigentă. Cu vremea, spune povestea, dar e imaginație bună, împăratul și-a dat seama că trebuie să plece, sosise moartea în prag, își cheamă soțiile și le întreabă: care dintre voi vine cu mine? Ce mai puteți face pentru mine? Prima, cea inteligentă, spune: eu mă ocup de succesiune și organizez funeralele. A doua, cea frumoasă: eu mă ocup de tot designul, ca să nu fie nimic de criticat. A treia spune: eu o să fiu lângă sicriu și o să plâng cel mai mult. Iar a patra spune: dacă toate celelalte trei își încheie activitatea odată cu înmormântarea, să știi că de mine nu scape. Eu vin cu tine. În înțeles real, aceste soții sunt prezente în viața fiecăruia dintre noi. Cea inteligentă e mintea, dar ea nu poate să rezolve decât până la succesiune problemele, cel mai mult. Cea de-a doua, cea frumoasă, e trupul nostru, care nu poate fi decât aranjat, cel mai mult îmbălsămat. Cea de-a treia, miloasă, plină de compasiune, inima noastră. Că știți, alții greșesc și noi suntem nedreptățiți. Mi se pare că noi suntem de compătimit și dacă noi cine să ne mângă, ne autocompătimim. Cea de-a patra e cea din lecția noastră, conștiința. Pe asta nu poți mitui. Nu poți lămuri să zică așa cum vrei și nu scapi de ea nici după ce mori. De aceea trebuie în mod deosebit să fim preocupați de curăția conștiinței. Cum lucrează conștiința? Să știți că știința încă este în cercetare, încearcă să înțeleagă anumite relații între conștiință, ceea ce noi discutăm, cunoștință, tot ceea ce se poate învăța, și conștiență, starea în care omul este lucid și poate să priceapă. Dar cum să înțeleagă omul toate aceste lucruri, întrucât ființa umană este foarte complexă? Vă dați seama dacă prin creierul nostru se derulează în nu mai mult de un minut sute de mii de operații. E ceva ce nouă nici nu ne vine a crede. Și totuși știința dovedește. Orice organ, orice gând, toate acestea trec prin articulație, trec printr-un proces întreg, printr-un filtru. Nervii asigură întreaga această rețea informativă și operativă. Dar chiar dacă nu înțelegem pe deplin din punct de vedere medical, de exemplu, noi credem ceea ce este scris în Biblie. De exemplu, au fost afirmații ale Bibliei, una ușor de înțeles acum, că pământul este rotund și spânzurat pe nimic. Și le-a trebuit oamenilor mii de ani să ajungă să înțeleagă că ce scrie în Biblie e drept. Noi știm din Biblie cum a fost creat omul, cum se va sfârși istoria acestui pământ, dar câți pot să priceapă asta? Așa va fi și cu conștiința. Ultima lecție ce le va da Dumnezeu oamenilor despre felul în care funcționează conștiința va fi la judecata de apoi. Dar chiar dacă nu înțelegem științific toate aceste fenomene, noi putem să înțelegem destul de bine și în mod suficient pentru noi cum lucrează conștiința. E un ansamblu de procese,
psihice, variate, complexe, cuprinzând senzații, percepții, reprezentări, noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv procese afective și volitive. Ceva ce, așa cum spuneam, întrece gândirea noastră. Totuși, prin conștiință, aici este înțelesul simplu, omul este anunțat mereu asupra unei fapte rele înfăptuite sau în curs de înfăptuire. Și ce este interesant, conștiința se manifestă independent de voința omului. Nu poți să pui conștiința în stand-by sau să îi poruncești să zică așa cum vrei. Ea-și duce cursul ei și nu-i se termină bateriile. Iată ce spune Scriptura, pentru că aici este adevărul profund, chiar dacă nu-i prezentat în detalii, suficient cât să înțelegem, citesc din Psalmul 77, versetul 6. Mă gândesc la cântările mele noaptea. Aici este efectul gândirii, al minții, al cunoașterii. Și acum intră în acțiune și conștiința, cuget adânc în lăuntru inimii mele. Ba mai mult, îmi cade Duhul pe gânduri. Deci mintea poate să-și intre în toate atribuțiunile și noi să fim atenți și receptivi la ceea ce se întâmplă. Conștiința este de fapt o copie a legii divine. Cred că s-a declanșat atunci când omul a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că ea are în fond de a face cu ceea ce este bine sau respectiv rău. De aceea avem noi sintagme de genul a avea pe conștiință, a te simți vinovat, sau cu mâna pe conștiință, ceea ce înseamnă cu toată sinceritatea. Omul primește aprobări sau negări ale conștiinței, ce uneori sunt explicite, dar pot să fie mute. Adică omul își poate da seama că e vinovat și să știe în ce privință e vinovat, sau poate să aibă o senzație de învinovățire a conștiinței, dar să nu-și dea seama unde a greșit. Pentru că a uitat sau nu a fost informat în mod corespunzător. Oricum, ea lucrează. Spune înțeleptul în Proverbe, capitolul 28, versetul 17, un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă. Crimele sunt poate cele mai grele încărcături de cuget. Și în apăsarea asta omul nu are liniște și se gândește la un echivalent al stării lui de vinovăție. De aceea este indicat, mă refer la felul în care lucrează conștiința, să avem momente de meditație, de liniște. De aceea eu spun uneori să nu se asculte muzică într-una, să fie momente de repaus. Spune Scriptura despre Isaac, de exemplu, că ieșise să cugete în taină pe câmp. Asta înseamnă să ne gândim la cele sfinte, să ne gândim la ceea ce am făcut și să păstrăm momente de tăcere, cum spunem, sau spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pață, apoi tăceți. Să lăsăm conștiința să vorbească liber. Conștiința este ca și în cazul acelui vânător care a fost deranjat în somnul lui de un câine și l-a certat să tacă de vreo două, trei ori și în final l-a împușcat, constatând dimineața spre întristarea lui că hoții prădaseră hambarul. El nu lătra degeaba. Nu i-a deranjat somnul provocându-l, ci sesizându-l. De aceea noi trebuie să fim atenți. Pe lângă aceste momente de liniște în cuget, noi putem fi activați la nivelul conștiinței de sesizările celor din jur. De aceea este indicat, când cineva greșește, un altul să discute cu el. Iată un exemplu, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 9, situația în care unii evrei
au dus o femeie vinovată la Domnul Iisus și conștiința lor se pare că nu era activă în momentele acelea. Adică ei erau prea ocupați cu altceva ca să se gândească la vinovăția lor. Dar în versetul 7 Domnul le-a spus: cine dintre voi este fără păcat? S-a aruncat întâi cu piatra în ea, apoi s-a plecat iară și scria cu dejde pe pământ și a lăsat să se liniștească, să li se sedimenteze gândurile. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Dar până atunci cugetul nu era cu ei? Ba da, dar erau prea învolburați. Ca și Ahasveros, care în supărarea lui a luat o decizie. După aceea, spune în Estera capitolul 2 că s-a gândit la ceea ce făcuse. Cred că, într-un mod asemănător, predica lui Petru de ziua Rusalilor a făcut să le fie înțepată conștiința, spune acolo, s-au simțit străpunși în inimă. E bine să lăsăm conștiința să ne străpungă, să ne sisizeze. Că altfel putem merge cu vinovății ani în șir. E acolo un beculeț care se aude, ca să fac o comparație. Știți, sunt anumite semnale video și audio, fie la bordul mașinii sau în alte domenii. Un bec care pâlpâie te poate lăsa în pace, te uiți în altă parte. Dar dacă e o șosonerie ce pornește, atunci te sisizezi. Iată încă un caz, Genesa 42, cel al fraților lui Iosif, trecuseră mulți ani, dar conștiința, să știți că nu e ca și cunoștința, de unde informațiile se pierd. Conștiința le reține. Citim versetul 17 în continuare. Aruncat pe toți 3 zile în temniță. Să gândească. Că altfel poate erau prea preocupați de foamete. Versetul 21. Eu și atunci unul către altul, da, am fost vinovați. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis: nu vă spuneam eu. Deci cine știe că am discutat subiectul ăsta de ani de zile. Dar acum, stând liniștiți, dintr-o dată și-au dat seama că sunt vinovați. De aceea vă spuneam că este important să avem astfel de momente de tăcere în viața noastră și care pot să ne prindă bine. Și când cineva ne mustră, să fim înțelepți și să primim, pentru că asta ne poate ajuta. Am auzit despre un caz în care o femeie căsătorită de peste 20 de ani a spus soțului: te rog să postești 3 zile cu mine. De ce? Mă apasă un păcat. Dar nici nu pot să ți-l spun. În aceste zile în care sufletul ei a stat înaintea Domnului și trupul și-a retras acțiunile majoritare, a putut da curs conștiinței care necesită să opereze. Și în urmă i-a spus vinovăția și o porta în toți anii aceștia. Pentru că așa lucrează conștiința. Chiar dacă există degradări ale conștiinței pentru cei care sunt necredincioși, datorită conceptelor filozofice, religioase, care permit o viață din ce în ce mai libertină și oamenii se obișnuiesc cu păcatul. Prin asta vor să restrângă drepturile de arbitru și de pasnic al legii divine în om, cel exercită conștiința. Spune Scriptura, în Efeseni, capitolul 4, Apostolul Pavel descrie, ca și în Romani 1, starea de stricăciune a umanității, citim de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, în urma împietririi inimii lor. Conștiința își pierde din sensibilitate. Versetul 19. Ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Aici avem o situație tristă. Și ce e mai trist, că se poate ajunge aici chiar și la cei credincioși. De aceea spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, și să păstrezi credința și un cuget curat.
pe care unii l-au pierdut. Momente de liniște n-au, mustrări nu primesc și conștiința stă așa adormită, în hibernare, nu moare total. Tot se trezește la judecat. Unii au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. Deci nici nu poți să fii cu adevărat credincios dacă n-ai un cuget curat. Sau spune în aceeași epistolă, în 4:2, că unii au ajuns însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. A ajuns să fie pervertită în parte și această funcție de bază a ființei umane. În ce privește funcționarea conștiinței, mai adaug un singur aspect. Conștiința are o funcție intuitivă și o alta concluzivă. Adică are un control anticipat, te poate sesiza să nu faci. Și ce bună este această funcție a ei. Și în urmă intră pe rol controlul postoperativ. Pentru a dovedi aceste două sensuri, citim din Romani 14, versetul 5, partea a doua, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Să fii sincer cu tine însuți. Și tot de aici, versetul 23, dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Dacă spune conștiința dinainte și îndrăznești, să știi că te osândește și după aceea. Bucură-te că a făcut-o înainte și puteai să eviți starea aceea. Să ne amintim de cazul David. S-a temut să pună mâna pe Saul. Conștiința cred că îl sesiza. A făcut totuși un mic gest abuziv. I-a tăiat colțul mantalei și în urmă spune Scriptura în 1 Samuel 24 cu versetul 5 că îi bătea inima. Iată că știau și evreii cum funcționează conștiința foarte bine. De aceea, în capitolul următor, 25 cu 31, Abigail îi spune lui David: atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget, nici nu-l va durea inima. Pentru că mustrările de la urmă sunt foarte dure. Așadar, conștiința noastră lucrează în acord cu voia lui Dumnezeu, dar ea poate să fie la diferite grade de dezvoltare, sau mai exact spus, de funcționare. Poate să aibă o funcționare mai curată, mai extinsă, sau foarte, foarte redusă datorită înstrăinării de Dumnezeu a imoralității, de exemplu, care este în lumea aceasta. Am ajuns la cel de-al doilea capitol al lecției noastre. Cum poți obține și păstra o conștiință curată? În primul rând, să observăm cum conștiința naturală, nativă, cea lăsată de Dumnezeu în fiecare om, poate să fie iluminată, să fie educată. Nimeni să nu spună, pe mine nu mă mustră conștiința. Asta e ca și cum mai avea un cântar care evidențiază numai kilogramele. Și s-ar putea să nici nu miște acul. O balanță foarte insensibilă. Dar conștiința trebuie să ajungă să funcționeze ca și un cântar de farmacie. Să observe totul. De exemplu, îți dă cineva un pahar cu apă. Te uiți, e curat. Dar dacă îi pune la microscop, te-ai uimi ce vietăți înnoată pe acolo. La fel este, la nivelul conștiinței. De aceea noi trebuie să înțelegem că și conștiința noastră trebuie să opereze cu toată libertatea, să ajungă să fie matură. Așa cum vă spuneam, conștiința păstrează dosarul faptelor și încearcă găsirea unei soluții de achitare a vinovăției noastre. Dumnezeu i-a învățat pe evrei să aducă jertfă. Omul simțea nevoia să se justifice. Însă, citim din Evrei, capitolul 9, numai jertfa desăvârșită a Domnului Hristos poate, și asta e prima operație ca să poți obține o conștiință curată, să ți-o spele de tot ce ai făcut. Toate celelalte spălături din Vechiul Testament, reparări de daune, ofrande, nu erau suficiente
ca să curățească conștiința. De altfel, ispășirea în Vechiul Testament n-avea decât rolul de acoperire, nu de anulare. Evrei, capitolul 9, versetul 9. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Deci evreul sincer știa că problema nu e rezolvată cu un taur sau cu un berbeci, cu un miel. Ceva îi spunea că nu-i destul. Trebuia să vină Domnul Hristos. Și spune tot aici, versetul 14, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Ce ne-am fi făcut noi? Cum ne-am fi spalat hainele? Și cea mai sensibilă haină, cea mai greu de spalat, e cea a conștiinței. Așa, pe mâini, te poți spăla repede. Dar conștiința nu poate fi spalată decât cu sângele Domnului Hristos. Așa scrie aici în capitolul 10, versetul 22, în plin profeția din Ezechiel 36, să ne apropiem cu o inimă curată, nu curățită de noi, curățită de El, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spalat de o apă curată. Acesta este procesul obligatoriu. Să nu mai porți nicio vinovăție, să-ți fie radiate din cazier toate faptele tale vinovate, să fii drept, socotit, neprihănit și conștiința ta să nu te mai mustre și Dumnezeu să nu te mai osândească. Apoi, o a doua etapă, prin nașterea din nou și educația sfântă se primește ungerea aceea de care vorbește Ioan în 1 Ioan, capitolul 20, 2 cu 20 și 27, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Adică știi cum trebuie să-l faci. Asta are de-a face mai mult cu conștiința decât cu cunoștința. Pentru că, de exemplu, chiar dacă ai avea toată cunoștința și ai principe toate tainele, spune în 1 Corinteni 13, și n-ai dragoste, și conștiința spune dacă ai sau n-ai, nu ajută. 27. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile, dacă sunt bune sau nu, și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Domnul vrea să se ocupe de noi, să fie eliminate accentele tradiționale. Unora li se părea că anumite lucruri sunt rele, că așa au fost educați, cu idoli. Alții au altfel de practici și reguli, să zicem, la oamenii care provin din anumite triburi, dar în general oamenii au avut obiceiurile lor. Toate astea trebuie să îndepărtate, spune Scriptura în Romani 14, versetul 22. Un cuvânt înțelept, ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Deci nu lăsa conștiința să te osândească în ceea ce nu trebuie să te osândească, în ceea ce nu-i după Biblie. Unii spun, mă mustră conștiința, să dau un exemplu, surorile din nu știu ce zonă știau că n-au voie să citească pe Biblie după ce au născut, că le mustră conștiința că nu-s curate. Te osândești singură, soră. În ceea ce nu trebuie să te mustre conștiința, educă-ți-o după Biblie și nu o să te simți vinovat. Conștiința curățită, iluminată prin cuvânt, ordonează priorități în acord cu sfințenia divină și dragostea divină. Și în același timp este atentă cu conștiințele celorlalți oameni. De aceea adăugăm 1 Corinteni, capitolul 8. Aș da aici un exemplu. Am fost plecat la părinți și mama are problemă cu tensiune, a luat-o cu un aparat și a indicat într-un fel. A luat-o cu alt aparat și a indicat diferit. Cineva spunea, primul nu-i bun că e pe baterie. Da, dar la al doilea trebuie să ai urechea bună sau ceva de genul acesta. Era modelul clasic. Cam așa e și cu conștiința. Trebuie să fie bateriile bune, sensibil, ca înregistrarea să fie corect, să nu fie nimic denaturat. 1 Corinteni 8,
Citim de la versetul 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta. Deci conștiința lucrează împreună cu cunoștința. Ci unii fiind obișnuiți până acum cu idol, mănâncă un lucru ca fiind jertfit un idol și cugetul lor care este slab, este întinat. Adică omul se gândea, da, dar jertfa asta a fost adusă la zeul X. Oare nu mă fac eu vinovat? Sau, și mai grav, se gândea la activitățile care s-au derulat acolo în timp ce era și el prezent la acel templu. O conștiință neformată. Unii au cugetul liniștit în privința aceasta. Ei știe că un idol e tot una cu nimic, scrie în aceeași epistolă. Dar ei nu țin cont de faptul că altul lângă ei este sensibil. Și spune Scriptura aici, versetul 9, lua seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră, slobozenie în cuget, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab, nu îl va împinge pe el să mănânce lucruri jertfite idolilor? Și astfel el care este slab a perit din pricina acestei cunoștințe a ta, el fratele tău pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Deci în timp ce ne ocupăm de educarea fraților ca să-și formeze un cuget după Scripturi, adică să identifice ceea ce este bine și ceea ce este rău, să fim atenți la gradul lor de educație spirituală. Să fim sensibili. Interesant este cugetul. Parcă ar avea o legătură internă cu cugetele altora, ținând cont de slăbiciunile lor. Citim și din 10, de la versetul 29, vorbesc că ești nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Și cugetul tău trebuie să ține cont de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Iată că trebuie să fim atenți. Doamne, ajută-ne! Dar pentru asta trebuie să ai și cunoștință și dragoste. Dragostea rezolvă problema. Așa spune Pavel 1 Timotei 1 cu 5. Ținta poruncii este dragostea. Adică mediul, modul în care trebuie să trăiești, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Credința are de-a face cu cunoștința, crește ceea ce este scris, dar și conștiința, tot cu cunoștința, însă ea ține cont și de dragoste. O conștiință curată, care a fost curățită de Domnul și apoi a fost format. Acestea sunt cele două operații necesare, să ai o conștiință bună. Domnul să-ți fie mântuitor și apoi tot el să-ți fie învățător. O conștiință curată va reflecta desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Eu îmi imaginez că este un proces verbal încheiat pentru fiecare acțiune, activitatea vieții noastre, semnat de conștiință și cunoștință. Și asta în prezența Duhului Sfânt. Că fără El noi putem să greșim. De aceea spune Apostolul Pavel Roman, capitolul 9, versetul 1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, și face precizarea, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Adică potrivit cu ceea ce am în minte, eu spun adevărul, conștiința aprobă și ea, și Duhul Sfânt care mă călăuzește, este totul de acord. De aceea este o acea condiție la diacon să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Aici aduc următorul exemplu, știți de unde trebuie să plece cugetul curat? De la botez. Oamenii la botez trebuie să se mărturisească. Și în mărturisire cugetul joacă un rol important. Poate ați auzit la radio, Arad îmi spunea cineva, cazul unei profesoare care a fost uimită de fapt de cazul elevei, care i-a mărturisit că a copiat la teză și cere să fie notată cu 1. Dar tu ești o elevă bună. Da, dar nu pot. Dar de ce nu poți? V-a sesizat cineva? Spus, alta e problema. Duminică mă botez. Un cuget curat dă o mărturie adevărată.
Dacă de la botez pornești așa, ai pornit bine. Dar dacă nu te-ai mărturisit la botez, păstrezi lucruri ascunse, n-ai cum să duci o viață curată. Botezul este mărturia unui cuget curat. Și asta înaintea lui Dumnezeu, 1 Petru 3 cu 21. Cu sinceritate, când Dumnezeu cercetează pe un om, arată starea de vinovăție. După aceea omul are nevoie de perfecționare, cum spuneam. Dar de aici pleacă starea de curăție. O conștiință curată oferă libertate și pace deplină chiar în condiții vitrege. A întrebat un om pe tatăl său, era vremea comunistă, ce să fac să colaborez cu securitatea? Și acestea a spus, băi, ascultă-mă ce-ți spun, dacă o să colaborezi cu ei, o să te lase ziua liber, dar noaptea te va scula conștiința. Dacă nu o să colaborezi cu ei, o să te tracaseze ziua, dar când vei găsi un loc de odihnă, conștiința nu te va tulbura, alege. Spune Scriptura în 1 Petru capitolul 2, versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Un lucru plăcut. Dumnezeu spune tot în aceeași epistolă că în asemenea situații își lasă Duhul și se odihnește peste cel în cauză. Și tot aici scrie în 3 cu 15, sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejde care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Să nu te temi când ești învinovățit pe nedrept. Nu. Să nu te mustre conștiința. Să nu te acuze Domnul. Oamenii te pot osândi. Știți, când au văzut barbare din insula Malta că se lipește năpârca de mâna lui Pavel, au zis, dreptatea nu vrea să-l las trăiască. Credeau ei, conștiința lucrează. Și când au văzut că altfel decur lucrurile, a zis, stai puțin că ăsta e zeu. N-au avut dreptate nici prima dată, nici a doua oară. Pentru că așa sunt oamenii. Ori te prea laudă, ori te prea critică. Fericit de omul care se lasă lăudat de conștiință. Și conștiința o lasă luminată de Duhul lui Dumnezeu. Spune foarte frumos în 1 Ioan capitolul 3, citim două versete, 19 și 20, prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Deci cu cât suntem mai aproape de Domnul, inima noastră are o liniște mai profundă și în tot ceea nu suntem vinovați, rămânem liniștiți. Dar dacă nu, după ani de zile, au fost oameni care s-au dus la o companii de transport și au plătit bilete cu indexarea cu care s-au devalorizat bani între timp. Cineva a sunat undeva și a spus, v-am furat un pepene, vă rog iertați-mă și vă mai rog ceva, uitați. Problema nu era că celălalt ținea minte, problema că ținea el minte. Și ca un reflex își dorea ca să uite și altul. Când problema e rezolvată, se uită. Pe mine m-a căutat un student de aici de la teologie după câțiva ani și a spus, frate, mi-ați dat o notă pe nedrept, am copiat la examenul acela și când predic îmi vine în minte. Da, atunci când te apropii de Domnul, se face lumină și vinovăția îți apare. Chiar dacă uneori apare ștearsă sau ai încercat așa să o acoperi cu ceva puțin, nu-i destul. O altă precizare, conștiința curată aduce mari beneficii comunității spirituale, a fraților și chiar comunității sociale. Iată ce scria Pavel în Filipeni capitolul 2. Și dacă avem cugete curate, se poate tinde spre o asemenea stare.
2 de la versetul 1. Dacă este vreo îndemnare Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Transparență, bunăvoință și alte lucruri sfinte. Cât despre relațiile din societate, spune Roman 13 cu 5 că trebuie plătite birurile, nu doar dacă sunt severe regulile la finanțe. Din cujet. La fel este și în alte domenii. Am sunat duminică, întorcându-mă dintr-o misiune, pe un frate și răspunde altul, zice, acum l-a oprit poliția pentru radar. Mă sună mai târziu și zice, n-am știut că mă poate prinde și dacă e cu mașina, am mers. Și am spus, arată-mi fotografia. Nu o aveau. Bă, pot da în tribunal. Da, da, m-am gândit. Cum să mă duc la tribunal, că eu știu că ta era la bord. Și am zis, frate, liniștește-te, dacă nu-i mare amenda. S-a întâmplat cândva că unul a fost pedepsit și altul a spus, bă, dar nu ești vinovat. A zis, da, dar am fost vinovat al dat. Cine i-a adus aminte? Conștiința le-a trecut în procesul verbal la zi. Pentru că știa că altfel e problemă. Și în ultimul rând, o ultimă precizare. Verificările finale a fiecărui om, în funcție de curăția de inimă, le face direct Domnul. 1 Corinteni 4 cu 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, va descoperi gândurile inimii. Cu ce gând ai făcut? Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. De-aia spuneam că e bine să te laudi conștiința. Că apoi te va lauda și Dumnezeu. Nu că te saturi cu ce te laudă conștiința, doar că dormi liniștit. Spunea Psalmistul în 24, cu 5, cine va putea să suie la muntele casei Domnului? Cel cu mâine vinovate, nu numai, cu inimă curată. Deci curat în afară și curat înăuntru. Și vă dau un exemplu în final, ca un studiu de caz, gândiți-vă la el, Saul Fariseul. Spune Scriptura în Fapte 23 cu 1, că în prima parte a vieții lui a avut o conștiință religioasă fariseică. De aceea el afirmă următoarele. Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până ziua aceasta. Cum? A avut curăție de inimă și când a asistat la uciderea lui Ștefan? Da. Dar era o conștiință needucată. El se păzea cu siguranță, cu strictețe, de alte păcate. În aceeași idee mai face o precizare, 2 Timotei 1 cu 3, mulțumesc lui Dumnezeu căruia slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. Aici vrea să-l asigure pe Timotei că se roagă pentru el, nu îl minte în ceea ce spune, asta o face din cugetul lui. Dar apoi a ajuns să aibă o conștiință luminată, să renunțe la tradițiile fariseice și nu se mai simțea vinovat când nu le respecta, că nu se spăla pe mâini, cum făceau ceilalți. Totuși, cugetul și-a păstrat sensibilitatea, spune în Fapte 24 cu 16, care era modul lui de viață, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, unde se măsoară păcatul sau neprihănirea, și înaintea oamenilor, adică să țină cont și de cugetele altora. Aceasta era silința lui. Până într-acolo, când spune el 1 Corinteni 4 cu 34 că nu mă mai judec. Asta nu înseamnă că nu-i funcționa conștiința. Ci că se purta frumos și obișnuit să trăiască într-un mod curat, încât nu toată ziua îl mustra conștiința pentru ceea ce face. În încheiere, să ne reamintim așadar și să medităm la faptul că Dumnezeu ne-a dotat cu conștiință. Cu ce scop? A lăsat-o să lucreze atât de performant și nu pot oamenii să scape de sesizările ei.
chiar dacă nu și le explică din punct de vedere științific. Conștiința a intrat pe rol când omul l-a păcătuit. Și rolul ei fundamental este în a ne scăpa de stările de păcat. Aș spune că în eternitate, când nu mai există riscul vinovăției al păcatului, conștiința nu mai este o necesitate sub ceea ce noi înțelegem astăzi. Domnul ne-a curățit cugetul, trecutul nu mai ne împovărează și nu lăsați pe diavolul să vă mai acuze, dar trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne dea sensibilitatea necesară să trăim în acord cu voia lui Dumnezeu, în dragoste, ținând cont de cei din jurul nostru. Pentru că împlinirea poruncii supreme, aceea de a iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, se verifică prin conștiință. Că printre alte scrie acolo cu tot cugetul tău. Și asta îți dă nota. Ți-ai folosit toată puterea să slujești pe Domnul. Ai făcut tot ceea ce se cuvenea. Poate te vei scuza la cineva și îi spune, așa de obosit sunt, nu mă mai pot duce la adunare. Nici o problemă, dacă ești prea obosit, rămâi acasă. Dar dacă spune conștiința înăuntru tău, asta e motivație bună, mă vor înțelege. Dar ți este altceva în minte. Sau zici, seara asta predică fratele cu tare și mie nu mi-e așa drag pe fratele ăsta. Conștiința îți dă notă. Și o porți cu tine. Elevii care nu învață bine, de regulă, nu trec notele în carnet. Dar asta e catalog. Care stă lipit de tine. Și nu pleacă. Deci împlinirea voii lui Dumnezeu, cât ești de pocăit, se verifică prin conștiință. Dacă este și educată, cu atât mai bine. Și în ultimul rând, slujirea sfântă, la care suntem chemați, se face tot cu aprobarea conștiinței. Scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. De aceea, uneori suntem apți pentru slujire, alteori suntem descalificați. Sau cel puțin trebuie să operăm cu o mărturisire sau cu reglarea unor lucruri. 2 Corinteni 4, citesc de la versetul 2. Ca unii care ne-a lepădat meșteșugirile noastre și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Deci un cuget curat va face să fie biruite stările vinovate din alte cugete. Și spune pe pagina din dreapta 5:11, ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oamenii căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Și un ultim verset, Evrei 13:18. Tot legat de slujire și fie asta valabil și pentru lecțiile ce urmează, pentru alte întrebări. Rugați-vă pentru noi că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. E mare lucru ca adunarea să fie încredințată. Reiau versetul. Suntem încredințați că avem un cuget bun, dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Deci să ai tu libertate de cuget și să știe și ceilalți din jurul tău că tu ești curat la suflet, nu te faci vinovat și nu-i induși nici pe ei în eroare sau nu-i compromiți. Bunul Dumnezeu să se îndure și să ne dea harul unei conștiințe curate și noi să o păstrăm cu demnitate până în ziua aceea când vom primi laudă de la El. Amin.